8 milioane de euro. Aceasta ar fi investiția care ar urma să se facă în municipiul Sebeș. Investitorii sunt elvețieni și dețin una dintre cele mai mari companii mondiale producătoare de jucării din materiale ecologice, Heptoys. Zarurile sunt deja aruncate. Există interes pentru zona noastră, urmează însă o întâlnire între reprezentanții companiei elvețiene și cei primăriei Sebeș, care va fi probabil decisivă. Aceeași companie poartă discuții în acest sens și cu primăria din Avrig. De altfel, 20 de oameni din Avrig au fost deja trimiși în stagii de pregătire în China, unde Heptoys are o fabrică de jucării. Cu alte cuvinte, lupta se dă între Avrig și Sebeș. Un punct în plus pentru noi este că investitorul Peter Hanstein a decis să vină la Sebeș înainte de a se întâlni cu autoritățile din Avrig. Rămâne de văzut cât de convingător vor fi cei de la primăria Sebeș. Deci deocamdată n-au venit. Deci probabil că vor veni săptămâna viitoare și până nu am o discuție cu ei, nu pot să anticipez nimic legat de firma lor. Dacă vineți, bineveniți, dar să vedem o dată să vină. Am înțeles că va fi o investiție în jur de 8 milioane de euro. Așa spune presa, da, dar efectiv un dialog cu ei nu am avut ca să confirm sau să nu confirm ceea ce spune presa. Această investiție, în cazul în care se va realiza, ar genera sute de noi locuri de muncă și ar poziționa Sebeșul din nou într-o lumină favorabilă în ceea ce privește lumea afacerilor.